Astăzi vă prezint cel mai recent volum de versuri al meu, a 36-a carte, Super Orfeu. Nu vreau să intru în povestea lui Orfeu și Euridice, pe care dumneavoastră o știți foarte bine. Eu am răstălmăcit un pic acest mit și vin chiar cu un manifest. Pentru că poezia pleacă din filozofie și se va întoarce la filozofie, indiferent prin ce curente artistice a trecut și va trece de aici înainte. Deci ea are o matcă foarte puternică, filozofia și muzica, deci fără filozofie și muzică nu există poezie. Așa cum științele s-au detașat la un moment dat, anterior științelor, care erau tot științe, s-au separat artele și au diseminat și au ajuns până la noi. Super Orfeu, v-am mai arătat-o, are două părți. Orfeu învins, adică toată tribulația aceasta a poeziei și unde a ajuns ea și saltul care se face prin iluminare, în partea a doua a acestui volum, Super Orfeu. Iată care ar fi și manifestul. Trebuie salvată poezia, lira lui Orfeu a obosit, scriitorii chinuie hârtia, dumnezeiescul har i-a părăsit. Și așa mai departe. Și pe final, doar învățând să scriem poezie, vom evita o mare erezie. Doar învățând să scriem poezie, vom evita o mare erezie. Super Orfeu. Dar, cu toată sinceritatea de care sunt capabil a o afișa în acest moment, cartea, pe aici, pe acolo, suferă față de o anterioară lucrare a mea. Iată care este hermeneutica iubirii. Această hermeneutica iubirii este tratată de mine în Tentația sintezei. E o carte care merge foarte bine în Franța și parțial în Spania. Această Tentație a sintezei, așa cum arată ea, sigur e o antologie. Eu antologiile le scot odată cu cărțile. Pe de o parte este bine, pentru că scorți cărți la pachet, da? Pe de altă parte suferi, pentru că greșelile pe care le-ai comis acum poți să le repari ulterior și să dai o antologie mai valoroasă, dar acel timp s-ar putea să nu fie niciodată. Și atunci eu mi-am luat această măsură, ca odată cu cărțile, să scot și antologia. Aici sunt patru cărți, Tentația sintezei. Care sunt aceste patru cărți? Cartea naturii, da? Cartea naturii, Tentația sintezei, da? Cartea naturii. Menționez că aceste coperte sunt ilustrate de mine, lucrările mele. Eu am și peste 1300 de tablouri în toată lumea. Iată, acest tablou e un peisaj
face parte din ciclul Lunca Teleormanului. A doua carte este Cartea Vieții. Cartea Vieții. Ce aici? Noaptea de Sânziene. A treia carte? Cartea Timpului. Nostalgiile. Această femeie, da, acest nud, care se extaziază, recunosc, și în fața lucrărilor mele. Da, așa sunt artiștii. Au nebunia lor. Și în sfârșit, aceasta pe care o consider cea mai valoroasă este Cartea Iubirii. Aici este hermeneutica iubirii, de la profan la sacru. Și această parte de sacru, eu zic că este foarte, foarte valoroasă. Ne înscriem și în timp, nu mai mult de o oră. Mi-am însușit observația pe care a făcut-o Maria sa. Și eu mă subordonez. Sunt colonel, dar în momentul când un soldat îmi vorbește corect, eu mă conformez. El nu este soldat. El este ofițer în rezervă, pentru că are pregătirea necesară. Bun. Haideți să trecem la oile noastre. Ca să obținem câtuși de puțin o reușită aici la dumneavoastră, l-am rugat pe maestrul și prietenul meu, Constantin Samoilă, să mă ajute. Dă-i drumul, maestre, motor. Aș începe cu niște versuri foarte interesante din cartea care este un element deosebit. De ce e deosebit? De la început până la sfârșit, din copertă până în copertă, toate versurile nu au un titlu, deși tematica fiecărui vers este deosebită. Așadar, această carte reprezintă și un lucru inedit. Am să citesc câteva versuri care reprezintă felul în care autorul dedică aceste frumoase pagini în versurile și mai frumoase. Și o să încep cu poezia fără titlu, ca toate celelalte poezii din această carte. Ca prin ceață ai apărut și ai rămas în ceață. Păcat original, blestem sau doar părere? Văd la orizont chimere o galerie de imagini din care una mă provoacă să-i dedic aceste pagini. Da, mulțumesc. Dacă ai fi tu un fir de apă care curge printre stânci, m-aș face rază de soare să-ți știu tainele adânci. Dacă ai fi rouă culeasă dimineața în fapt de zori, m-aș spăla cu ea pe față ca de sfinte sărbători. Dacă ai fi zăpadă ninsă la cumpăna dintre ani, m-aș face bulgăr de aur care-ți bate primul în geam. De-ai fi tu floarea soarelui, m-aș face ceasornicar să ard cu marzi înflăcărat orele din calendar. De-ai fi floare de răsură, aș face
pândă în zrăzor și surprind vântul hoinaru cum suspină de-al tău dor. De-ai tu, fii tu, floare de vârtej, m-aș face munte sub zenit, stele să ne strălumineze drumul nostru spre infinit. De-ai fi tu floare de vârtej, m-aș face umbra ta sub vrej, să-ți surprind mersul în meandre, printre stânci, printre cascade, cum treci brânele în suișuri, peste brazi și jnepenișuri, ca să ajungi acolo în creste, tu, creiasă din poveste, adresată nevestei mele, floare de colț de Brașov, of sau ot predeal. Mergi mai departe. Da. Este vorba de fericitul destin. Ne-am fost meniți cu mii de ani în urmă printr-un edict al marelui stăpân, dar ursitoarele n-au fost pe semne în formă și în ceasul cel mai bun. Ne-am zbenguit ca miei primăvara pe pajiștea edenicei grădini. Am aspirat din flori și curcubeie mirezmele atâta și atâtor amintiri. Într-un moment de cumpănă astrală, ca două așchii, ne-am împrăștiat din trunchiul sfânt al arborelui vieții, pe drumul lui, femeie și bărbat. De atunci, ori becăim prin ceața deasă, tot așteptând acel moment sublim, când cele două așchii reveni vor, de fapt, la mai fericitul lor destin. Aplaudați la sfârșit, nu acum. Suntem ca două pietre rostogolindu-se la vale, prin ape învolburate, impuse de destin, în care flori pe maluri, risipa de petale, o dăruie iubirii din harul lor divin. Prin ape învolburate destinul ne urmează. În conturarea formei rotunde, împlinite, extrage din steriluri acumulat în vremuri suprema strălucire a ultimei pepite. Se bănuie o schimbare, dar oare ce anume? Superba împlinire a florii de castan? Instaurarea în lume, subzarea de lumină a regatului iubirii pentru mii de ani. Sigur că Orfeu nu numai că a impresionat în mod deosebit autorul acestei cărți, dar a umblat alături de toți pământenii. Așadar, Orfeu, mergând prin lume, într-o colibă veche, un meștel el zări, ce aranja cu grijă, în ordine crescândă, tijă de trestii mii. Curios din fire, el se opri din cale și îl întrebă pe meșter, ce faci cu acele țevi, scărițe pentru flori? În care el răspunde, scări
de urcare dincolo de nori. Când vânturile adie prin nervura lor cântece se înstrună, penetrează în zori. Iar Orfeu pe gânduri repede a căzut și în iluminarea-i el a hotărât. Cu meșterul acela să pornească în lume, cu o liră și cu un nai, lumea în joc s-o adune. Sunt ultimul sosit din purgatoriu și primul penitent nemuritor. Mirele ales să port făclia iubirilor purificate în dor. Cenușa hecatombei de apostoli s-a împrăștiat prin calendare și s-a sfințit cu stropi de apă vie, însă din iubire nu se moare. Doar tu, neobosit, ce cauți rime, ritmuri și chemări înălțătoare, ai fost atins de aripa iubirii, ferit de păcat prin maculare. Și iată iubirea între bărbat și o femeie. Declarații, fără titlu. Iubirea mea își caută hotare, znobismul tău nici când nu le atinge. Eu mi-am luat model floarea de soare, tu n-ai model, iubirea ta se stinge. Iubirea mea își află rădăcina în taina ascendentă în părinții, a ta încă mai caută lumina pe drumul rătăcitelor dorinți. Iubirea mea deschide calea vieții, a ta probabil florile sterile, jerfelnice pe drumul frumuseții, dar pentru viață triste și umile. Poți să iei oricând copii de suflet, să-i faci argați iubirii tale. Eu sufletul prin cântul meu îl chem, iubirii să-i deschidă cale. La multele întrebări ce ni se pun, avem răspunsuri diferite. Când mai bine ar fi ca adevărul să-l trecem prin mai multe site. Așadar, iubire, iubire, iubire. Am pus în cupa tainicei iubiri esența unei vieți frumos trăite, ferite de excese și ispite, dând sens visatei noastre împliniri. În timp, iubirea mai adânc își taie doritul vad în tainița ființei. Doar piatra de încercare a suferinței va da sentința, rug sau foc de paie. Dar până la maestre, maestre, așa cum spune Arghezi, Erghezi, și el român. Luați aminte. Aș vrea să fiu în centrul unei sfere, echidistant de gânduri rele.
în care germinează nestemate, străin de pofte grele și păcate, aș vrea să fiu mereu în a ta sferă, ins, integrat în calda atmosferă, în care gând și pure simțăminte sunt mai presus de noi și de cuvinte. Știu, pot părea acestea doar iluzii, subiect de dialog cu surzii, dar eu vorbesc urechii ațintite dorințelor egal împărtășite. Visez o sferă multicentră în care ești omniprezentă, în care se reface clonă unicitatea ta, Madonna, pilduitorul tău exemplu, mă minunez și îl contemplu. O sferă infinită în centre, prinos al dragostei prezente, o sferă infinită în centre, prinos al dragostei prezente, și Orfeu coboară în mijlocul celor de la Pitești. Maestre! După cum vedeți, la o vârstă totuși tânără, poate mult prea tânără, rămâne un îndrăgostit, total îndrăgostit. Așadar, face o declarație. Într-o poezie care de asemenea, ca toate celelalte poezii, nu are titlu. Dar, după cum observați, absolut toate poeziile au o legătură intrinsecă. Toate merg acolo, ori la dragostea pentru femeie, în general la dragostea pentru om și în general la buna cuvință. Iată acum o declarație de iubire. Te așteptam precum aștepți o ploaie să stingă acel foc mistuitor. Și dacă se întâmplă să nu vină, ceșești un strop în norul călător. Când și acesta s-a topit în zare și practic nu mai ai ce aștepta, te rogi din nou la umbra-i călătoare să-ți facă loc sub pălăria ta. Da, maestre, mulțumesc. Da. S-or stinge probabil toți sorii, pământul rămâne va în umbră, dar cântecul meu se preumblă prin spații pe coarda viorii. Copacii toți se vor dezgoli, își vor topi frunza sub brume, dar una rămâne tot verde, cântul meu să-l poarte în lume. Apele se cavor în albii, nimeni nu ne va strica jocul. Dacă în oglinda zilei cu rouă vom ști să surprindem norocul, piatra se preface în lavă, chiar în mișcătoare nisipuri, dar tu ești acea piatră ce poartă 1000 de chipuri. S-or stinge probabil toți sorii, pământul rămâne va în umbră, dar cântecul meu se prelumbă prin spații pe coarda viorii.
Vrei să mai spui ceva în afară de ce am planificat? Avem timp, te rog. Continuă. Vreau să... Pentru că suntem... Iubirea nu da. Poate fi lăsată. Hai să vedem, în afară de ce am planificat. Dați-mi puțin. Hai să vedem. Deci da, nu da, poate da. Fi lăsat așa. Da. Nu, pentru că iubirea, comoară tăinuită, e iubirea acumulată trutnic, an de an, ca să se etaleze în lumină, în bucurie, fără de egal. E adevărat. Estatică întâlnire cu Divinul în ascendența harului ceresc adună suflet lângă suflet salbă a tuturor ce sincer se iubesc. Prilej de fericire e iubirea și de suferință negreșit. Și de dorit ar fi în mod egal să o împărtășească cei ce s-au iubit. Ok, maestre. Hai, uite, am dat și una la întâmplare aici. Hai să vedem. Nimic nu este veșnic. Chiar veșnicia cere revalorificarea străvechii moșteniri în căutarea altor evoluate forme din lanțul neîntrerupt al marii deveniri. Asemenea, iubirea, oricât de pură pare din perspectiva harului divin, o oază de lumină încă neexplorată, magnet irezistibil pentru cei ce vin, perfectă întruchipare a lumii trecătoare, a ridicat iubirea la rang de ideal, prin cânt și poezie, dar a uitat în ceruri mai este armonie, dar pe pământ mai rar. Maestre, ai mai găsit ceva? Vreau să spun. Da. Vreau să spun că această carte, aceste poezii, vă spun așa cu mâna pe inimă, vor fi citite de la cap la final, dar în mod sigur veți reveni, pentru că de-abia după a doua citire puteți să vă dați, să înțelegeți exact începutul și sfârșitul, legătura primei poezii cu ultima poezie. Toate la un loc fac un tot minunat. Da, și acest tot minunat înseamnă iubire. Da, maestre, mulțumesc că mi-sușesc acest adagiu. Un labirint ești tu, necunoscut-o, în care, premeditat, tu m-ai atras. Cu farmecele tale, de fapt, slăbiciunile mele, ce-mi taie orice replică din glas. Mergi sigur până acolo de unde e musai să faci și calea întoarsă. Iar eu, care nu cunosc adevărul, cred că glumești sau că îmi joci o farsă. Am putea parcurge acest labirint eventual din sensuri opuse, mizând fie și pe jocul întâmplării, dar startul, din păcate, cineva-l pierduse.